Mulțumesc, în primul rând, părintelui pentru invitația noastră, pentru prezența aici. Lui Cătălin, că a făcut o treabă excelentă cu această traducere. Nu știu, câți dintre dumneavoastră ați mai pus mâna pe o traducere din Chesterton în română. Nu, din păcate, nu-mi place să spun că nu sunt foarte vizibile, sunt destul de bolovănoase, greu de urmărit. Și nu-i fac dreptate autorului din punctul acesta de vedere. Traducerea aceasta pe care a făcut-o Cătălin, și nu o spun pentru că este el aici de față, e o traducere care curge frumos și se poate prinde ceva din tot farmecul acestui autor excepțional. În ceea ce mă privește, lucrez și eu într-o firmă nu atât de mare cum e cea lui Cătălin, și în timpul liber sunt publicist, scriu, traduc, editez lucruri de genul acesta. Puteți citi pe blogul propriu, pe caramazov.ro, am mai publicat și pe alte reviste. Dar nu vreau să vorbesc foarte mult despre asta, ci aș prefera să încep un pic a vorbi despre Chesterton într-un context ortodox în special. Și aș începe printr-o precauție, și anume că nu e deloc ușor să vorbești despre Chesterton, așa cum spunea și părintele, are o operă vastă, sunt operele complete, sunt peste 50 de volume, a scris despre tot felul de subiecte și e destul de greu să-l rezumi. Pe de altă parte, cine vrea să vorbească despre Chesterton nu trebuie să aibă foarte multe scrupule de genul acesta academic, în sensul în care el însuși ca autor detesta academismul, profesionalismul, specializarea, și așa că el invită la discuții și încurajează pe oameni să aibă curajul acesta. De ce e important Chesterton? Adică de ce ar trebui să-l avem în vedere? O să vă dau sunt trei argumente pe care le-aș propune. Sigur. Vreau să vă întreb dacă se aude, pentru că sonorizarea e un pic așa. O să vă rugăm, nu știu. Vorbesc mai tare atunci. Mai tare, un pic. Mai dai microfonul în profund. Sigur. Se aude și... Chesterton este unul din cei mai mari scriitori ai veacului trecut și afirmația aceasta nu mi-aparține mie, ci este o afirmație care a fost pe buzele altor mari scriitori. Poate de Chesterton n-am auzit cu toții, însă am auzit de scriitori precum Borges, Kafka, Polan, George Bernard Shaw, William James. Sunt scriitori care nu provin dintr-o tabără conservatoare de dreapta creștină, nici de cum. Sunt scriitori foarte inovatori și tuturor acestora Chesterton le-a fost, într-o mai mică sau mai mare măsură, o influență. Un alt nume este Lampedusa, scriitorul italian, influențat la rândul său de Chesterton. Sigur, sunt și influențele pe care le amintea Cătălin, adică C.S. Lewis și Dorothy Sayers, doi mari apologeți creștini britanici, însă aici a predominat substanța operei lui și mai puțin stilul în care a scris unul fermecător. Și e un lucru de avut în vedere, din punct de vedere creștinesc, adică apologetic, felul în care, din punct de vedere al retoricii, modul în care te exprimi, adică nu e musai să scrii într-o limbă lemnoasă, într-o limbă învechită. Există formule prin care poți fi contemporan cu secolul tău și să fii la fel de percutant. Și Chesterton dovedește lucrul acesta prin opera sa. În același timp, mai depune mărturie despre succesul lui Chesterton, numărul impresionant de vorbe de duh, de spirit, care ne-au rămas de pe urma lui. Sunt foarte multe pe care mulți dintre voi, cu siguranță, le știți. Unele îi se atribuie pe nedrept lui, pentru că poartă duhul lui, de pildă, celebra vorbă, un om care nu mai crede în Dumnezeu, nu crede în nimic, ci ajunge să creadă în orice altceva, este atribuită lui Chesterton, nu îi aparține lui. Deci există foarte, foarte multe astfel de vorbe. Multe le găsiți
și în carte, în cartea publicată la Contramund, le găsiți aproape pe fiecare pagină. În fine, un al treilea element este publicistica sa, adică chiar și în această colecție tipărită la Contramundum există multe eseuri publicate în ziare, sunt efemeride la prima vedere, dar care și-au păstrat prospețimea până astăzi. Și puteți face o comparație cu alți scriitori care au făcut jurnalism și practic opera aceasta, partea aceasta din opera lor e datată. Nu se întâmplă lucrul acesta cu Chesterton, care rămâne foarte viu, foarte proaspăt. Deci există aceste trei argumente. Însă, cu toate aceste dovezi, el rămâne un scriitor neglijat, un scriitor care e ignorat și nu e luat cu adevărat în serios. Adică se vede în el maestru al paradoxului, criticii îl apreciază pentru formulele sale stilistice inovatoare, pentru o anumită atmosferă care e prezentă în romanele sale, pentru sclipirile acestea geniale pe care le are de Condei. Însă opera sa, adică filozofia sa, rămâne în cel mai bun caz o notă de subsol, nu e luată în serios. Și Chesterton era foarte conștient de acest lucru. De pildă, o spun explicit, criticii mei cred că eu nu sunt serios, ci doar amuzant. Ei cred că serios este antonimul lui amuzant, dar amuzant este opusul lui neamuzant. Și nimic mai mult. Dacă un om alege să spună adevărul în fraze lungi sau în glume scurte, este o problemă similară cu aceea dacă alege să spună adevărul în germană sau franceză. La toată această lipsă de scorțoșenie, de formalism, se adăugau și trăsăturile acestea personale pe care le-au amintit Părintele și Cătălin. Faptul că bea lapte în ziua nunții, că și-a cumpărat pistoale când a plecat în luna de miere pentru că mergea într-o zonă care zicea că e bântuită de pirați cu nume de vikingi, tot felul de excentricități inocente, în esență, l-au făcut să nu se lua cu adevărat în serios. Și acesta e un păcat, pentru că el rămâne un gânditor foarte adânc. Foarte adânc, iar în spatele dexterității cu care reușea să asambleze paradoxul se afla o întreagă metafizică, care ne oferă o formă de a înțelege atât modernitatea, cât și construcția lumii, să spun așa. Cele două idei sunt strâns legate, adică ideea aceasta de paradox cu care îl asociem îndeopște pe Chesterton și critica modernității sunt strâns legate între ele și să încerc să le să dezvoltă puțin această tendință. Ideea de paradox cu care asociem îndeopște pe Chesterton nu provine dintr-o căutare deliberată a formulelor șocante, istețe, care se mărginesc în fond la un joc intelectual de salon în care schimbăm vorbe de lucru. Și ea provine dintr-o anumită înțelegere a lumii și o anumită teologie. Acum, după cum știți cu toții, la baza teologiei stă un paradox, și anume că Dumnezeu e unul și în același timp în care e trei, că unul egal cu trei, ceea ce reprezintă un scandal logic. Odată ce avem în minte această idee că noi, în calitate de creștini, afirmăm un paradox, un scandal logic, lumea începe să ni se prezinte altfel. Nu mai înțelegem ca pe o mecanică oarbă, ca pe o regularitate matematică, algebrică, ci începem să vedem că există paradoxul și că lumea nu e reductibilă la niște formule foarte, foarte casante, seci. Și asta pune în evidență ideea de paradox. Chesterton are în vedere nu doar ideea de paradox, ci și opusul ei, care este rațiunea aceasta dictatorială, inchizitorială, mecanică, matematică, cea care nu lasă loc de rest. Și are în permanență grijă să sublinieze că rațiunea ne duce la nebunie, urmărirea rațiunii ne duce la nebunie. Eu o simplă ilustrare istorică vă dau prin aceste idei chestertoniene, și anume că există un număr mare, disproporționat de mare, de matematicieni care au ajuns la spitalul de nebuni. Direct, adică nu e nicio metaforă aici. Gödel, Turing sau sinucis.
Gödel, Turing, Cantor, Boltzmann, sunt foarte mulți și nu e o întâmplare, adică în nicio profesie nu există numărul acesta de sinucideri sau de nebunie în matematică. Ramanujan, în fine. Spunea asta ce este tot. Un om nebun este un om care și-a pierdut rațiunea, ci este un om care și-a pierdut orice, în afară, orice altceva în afară de rațiune. Toate drumurile drepte ale logicii conduc la spitalul de nebun Bedlam, la anarhie sau la obediență pasivă, la tratarea Universului ca pe un mecanism făcut din materie sau la polul opus ca pe o halucinație a minții. Doar misticul, omul care acceptă aceste contradicții, este sigur care poate să rădă și să pășească ușor prin lume. Sezizarea contradicțiilor fermecătoare ale acestei lumi, contradicții conform logicii sterile de care vorbeam, ne deschide calea spre a vedea cu adevărat lumea, adică de a sesiza toată frumusețea, de a sesiza substanța intimă. Și în felul ăsta de a ne așeza, de a ne găsi locul în lume, fără să fim nevoiți să ni se așeze de către altcineva, de către rațiunea aceasta impersonală și rece. Strict corelat de ideea asta de rațiune rece și mecanică, este ideea de violență care îi se produce lumii și omului. Nebunul îi spune, Chesterton nu-i pasă de nimic dacă nu poate să-i facă ceva acelui lucru. Și țineți minte că lui Chesterton, prin nebun, înțelege specialistul, logicianul, raționalistul inflexibil. În aceste condiții, deci dacă astfel stau lucrurile cu rațiunea aceasta geometrică, singura formă de a descrie lumea și o reprezintă paradoxul. Și o să apelez din nou la simțul comun aici. Cea mai mare parte din experiența noastră obișnuită nu este descrisă de formule matematice, de pildă, ci descrisă de prejudecăți, de tradiții, de lucruri care nu sunt reductibile la aceste ecuații. Din nou, Chesterton. Închinându-mă cu o credulitate oarbă, după cum îmi este obiceiul, în fața simplei autorități și tradiția celor bătrâni, înghițind superstițios o poveste pe care nu am putut-o verifica prin experiment și judecată privată, susțin categoric opinia că m-am născut pe 29 mai 1874. Deci, vedeți, simplu fapt al nașterii se bazează pe o poveste care nu este reductibilă la o formulă de aceasta mecanică. Prin ce se distinge modernitatea? Că spuneam că sunt doi pole ai gândirii lui Chesterton. Pe de o parte ideea aceasta de paradox și pe de o parte ideea critica modernității. Ca să îl parafrazăm pe Chesterton, modernitatea nu este o lume lipsită de rațiune, ci este o lume în care nu mai există decât rațiune și de unde misterul și paradoxul au fost evacuate. Iar această modernitate are o rădăcină teologică pe care nu o spun eu. Nu spun eu care e această rădăcină, ci o spune Chesterton, care are o rădăcină teologică și anume ideea de unitate. O idee pe care unii gânditori contemporani o numesc reabsorționism. Adică ideea aceasta care e prezentă în special în sistemele gnostice orientale. Și anume ideea de unitate. Unitatea este în ea însă și un lucru bun, susține această erezie. Care loc ceva spiritual și înalt când lucrurile sunt amestecate și absorbite unul într altul. Știți că în sistemele gnostice are loc o involuție, că după care se reîntoarce în plerom. Că toate râurile ar trebui să curgă într-un singur râu, că toate legumele ar trebui să ajungă într-o singură oală. Această idee e prezentată drept supremă și cea mai bună împlinire a ființei. Putem să lăsăm un pic acum deoparte problemele teologice abstracte și să vedem cum dezvoltă Chesterton care sunt consecințele acestei idei teologice, pentru că această idee teologică are consecințe practice foarte concrete. Și e un fragment din punctul acesta de vedere profetic pe care îl are Chesterton la un moment dat. Spune așa, derivând din ideea de unitate. Băieții trebuie să fie tot una cu fetele. Ideea de neutralitate a genului astăzi prezentă. Toate sectele trebuie să fie tot una noua teologie, ideea ecumenistă. Animalele se estompează în om, evoluționist și ecologist radical, iar omul se estompează în Dumnezeu. Ideea de autodeificare prezentă în New Age. Deci se întrebă doar câteva dintre roadele otrăvite care derivă din această teologie greșită. Ce dispare la nivel concret, la nivel cotidian, este varietatea și distinția, persoanele, spune noi, ortodoxe, adică tocmai ceea ce este în regulă cu lumea.
Și a avut în vedere, din aici, că suntem între ortodoxi, că Dumnezeu este o persoană. Deci nu trebuie acum niște investigații foarte, și niște cercetări foarte atunci ca să dovedim lucrurile acestea. Ele se întâmplă, le vedem astăzi în fiecare moment. Ele sunt însă poate mai remarcabile când le subliniază, cum le subliniază Chesterton în urmă cu aproape un secol. Deci, modernitatea reprezintă o astfel de aplicare, o astfel de dezvoltare a unei teologii greșite, unei teologii care a început cu mult timp în urmă și care, practic, strivește omul și strivește lumea într-un pact al lui Procus. E un proiect dictatorial, inchizitorial, în esență. Și majoritatea problemelor pe care le discută în pagina antologiei pe care o avem în față provin din această încercare de a ciopi lumea pe un calapod inuman. Chesterton discută multe ilustrări. Pe mine m-a impresionat în special problema familiei și a copiilor. Problema copiilor e o problemă pe care nu rezolvă deloc bine, în general, cam toate ideologiile moderne. Nu o să reiau aici, am anumit-o cu altă ocazie, o puteți găsi în câteva astrologii de la finalul acestei cărți. Aș vrea doar să, în încheiere, să îl plasez pe Chesterton un pic în contextul creștin, în contextul ortodox. Pentru că sunt, cred, două erori pe care le putem face atunci când îl interpretăm pe Chesterton din punct de vedere ortodox. E nimic nou. Putem să-i acordăm prea mult și prea puțin. O să încep cu a-i acorda prea puțin. Putem să-i acordăm prea puțin cu pointul că noi suntem ortodoxi și suntem la nivel foarte înalt și nu prea mai avem nevoie de autor de genul acesta. Și cred că e o eroare, adică cred că ne trăim astăzi într-o cultură creștină practic dispărută și s-ar putea să picăm în... să fim ca acel... tânăr monah care se plimba prin pădurile de la Platina, de care vorbește Serafin Roz și care era preocupat numai de rugăciunea minții, de tratatele isihaste și stătea cu căștile la urechi și asculta muzică rock. Deci nu reușise nici măcar să atingă nivelul acesta sufletesc, fără să mai vorbim de nivelul duhovnicesc. Deci, cred că e un autor foarte bun din punct de vedere al culturii sufletești. Pe de altă parte, nu ar trebui să-i acordăm nici prea mult, pentru că el rămâne un autor în esență catolic, un autor occidental. Și chiar dacă lucrurile par că există o sinergie dintre asta creștină, lucrurile, până la urmă, se simt. Și se simte și la el lucrul acesta raționalist, în pofida tuturor precauților și criticilor pe care le face proiectul iraționalist. Deci se simt. Se simte această rațiune rece, mai ales în interpretările istoricele pe care le face, unde dă un număr, din fericire în carte nu apar, dar sunt un număr impresionant de rateuri pe care el le dă în interpretarea evenimentelor istorice. Ați vă dau doar două dintre ele, trei. Două istorice și unul este un proiect politic. El e un susținător al Revoluției franceze, pe care o vede ca o revoltă a omului simplu, el avea o mare a omului comun. Dar era o abstracție, pentru el omul comun e o abstracție. Oamenii comuni nu există în esență, există oamenii produși de o anumită cultură și oamenii exprimă acea cultură. Nu există. Apoi, invazia normandă, probabil, nu știu în ce măsură știți, dar invazia normandă a fost o invazie papală și aproape un genocid al Angliei Ortodoxe. De-aia exista și la Constantinopol o gardă de saxoni, o emigrație din Marea Britanie. E curios această interpretare, de pildă, pe care și el vede invazia normandă ca pe un eveniment foarte, foarte benefic Angliei. E curios această interpretare, mai ales că există, de pildă, un autor britanic, cum este romancierul Anthony Trollope, care în romanele sale discută despre aristocrația britanică și unde aristocrații cei mai autentici din Marea Britanie, el îi vede ca fiind cei saxoni. Și personajele negative, de pildă din romanele lui Trollope, sunt poartă întotdeauna nume franțuzești, adică nume normande.
În fine, al treilea proiect politic, am vă dat două exemple istorice, din interpretarea istorică ratată, al treilea politic rămâne un proiect utopic, foarte raționalist pe care l-are, și anume ideea distributistă, care era o idee de nivelare socială, pur și simplu, să ne întoarce ceva, eu până la seamă. O să mă opresc aici, deci nu trebuie să-i acordăm nici prea mult, dar nici prea puțin lucruri, tot mai ales sunt la măsura la care suntem noi astăzi, destul de precari. Mulțumesc mult pentru atenție și mulțumesc.